Marea e un loc magic, plin de mistere și surprize. În adâncuri, în regatul acvatic Atlantica, trăiește Ariel, o mică sirenă dornică să descopere fiecare colțișor din mare. Ariel îi are mereu alături pe prietenii săi, Flounder și Sebastian, dar și pe Firuț și Lucia, și pe gemenele Alana și Adina. V-ar plăcea să faceți parte din gașcă și să vă bucurați de magia și de cântecele lui Ariel? Sigur că da! Dar pentru a găsi regatul Atlantica, va trebui să aflați ce obiect misterios se află aici. Și cum puteți ghici ce este? Răspundeți la 3 întrebări și veți vedea 3 părți din el. Sunteți gata? Să începem! Flounder este unul dintre prietenii lui Ariel. Este un pește galben cu pete albastre, puțin prea vorbăreț, și chiar dacă e cam fricos, o însoțește bucuros pe Ariel în toate aventurile. Urmează prima întrebare. Haideți! Îmi puteți spune câte pete albastre are Flounder pe corp? Haideți, e foarte ușor. Una, două sau trei? Are trei. Priviți! Una, două și trei. Sigur ați știut, nu? Bravo! Puteți vedea prima parte din obiectul misterios. Vă mai trebuie două. Sebastian merge cu Ariel și Flounder. E slujitorul de nădejde al regelui Triton, tatăl lui Ariel. Deși Sebastian e cam morocănos, îi place să danseze. Dansează tot timpul. Iată următoarea întrebare. Știți ce animal e Sebastian? Este pește? Calamar sau crab? Ar putea fi pește. Clar înoată ca un pește. Dar peștii nu au clești. Nici ca un calamar nu arată. Nu-i așa? El nu are tentacule. Are piciorușe drăguțe cu care aleargă peste tot. Atunci, ce-ar putea fi? Păi, e ușor. Sebastian e crab. Un crab tare comic. Bravo! Sigur ați știut asta. Bun, iată, încă o piesă din obiectul misterios. Deja aveți două, vă mai trebuie una. Să continuăm. Știți cine e Ursula? Ursula e mătușa lui Ariel. O caracatiță care face mereu farse tuturor. Trăiește într-o peșteră întunecată, unde e mai mereu înconjurată de rețete ciudate. Iată și a treia întrebare. Ne puteți spune cu ce se ocupă Ursula? E bucătăreasă, șofer de autobuz sau vrăjitoare năstrușnică? Haideți, e foarte ușor. E în joc a treia piesă din obiectul misterios. Nu pare să fie bucătăreasă. Face rețete într-un cazan și toate cele, dar nu pare să facă supă sau prăjitură. Și sigur nu e nici șofer de autobuz. Nici nu știu, nu sunt prea multe autobuze sub apă. Priviți, e o navă scufundată. Mai avem doar o variantă. Ursula e o vrăjitoare năstrușnică. Știe 1000 de trucuri magice amuzante. Bravo! Sigur ați știut, nu? Poftiți și piesa finală. Acum le aveți pe toate. E o scoică, exact ca cea din colierul lui Ariel. Bravo! Ați reușit! Astăzi am văzut ce culoare e Flounder și câte pete are! Am învățat și că Sebastian e un crab cu ureche muzicală. Și am descoperit că meseria ursulei cea năstrușnică e de vrăjitoare drăguță. Oh, da! Și ați aflat care e obiectul misterios. O scoică. Bun, puteți vizita regatul Atlantica oricând doriți și să explorați toate peisajele cu Ariel și gașca ei. Puteți cânta, dansa și căuta comore ascunse. Vă așteaptă o întreagă aventură în mare. Nu e așa că e grozav? Păi da, chiar e!